Am ajuns la Măciuca, în sudul județului Vâlcea. Măciuca e comună mare, așa cum spune cântecul. Iată, am dat de o vreme superbă astăzi, da? Și o să mergem să îi cunoașteți pe cei care, sau cu care vom găti astăzi și vom cânta. Haideți cu noi! Ia, bucuroși de oaspeți! Bine ați venit la noi! Iată-l pe Ștefan, gazda noastră de astăzi. Bine te-am găsit, Ștefan! Bine ați venit, ne bucurăm să vă avem alături. Iată, într-o locație atât de superbă, nici nu ne așteptam să fie așa frumos. Și o zi așa de frumoasă și însorită. Sper să gătim bucate gustoase astăzi. Bineînțeles, din bucătăria noastră, produse tradiționale, sperăm să vă cântăm. De aici, din sudul județului Vâlcea, adevărat, și specifice zonei. Și cine mai ne întâmpină, iată, Costel Gaciu. Bine ați venit, sănătos și întotdeauna cu mare dragoste, și am ținut să venim aici pentru că e o locație superbă pe care o iubesc din tot sufletul, unde se păstrează tradiția și unde tradiția este scoasă în evidență, cum să vă spun mai bine, pentru că pe asta mergem. Dacă vedeți, am venit aici însoțiți de renumitul tarat de la Iancu Jianu. Da? Renumiții lăutari de la Iancu Jianu, care sunt prieteni. Mitel, Gigi, Dorel, îl mic, cum se numește? Alex. Alex și, bineînțeles, Cosmin Gaciu. Eu zic să începem cu muzică, da? Păi și să vă fac cea mai frumoasă melodie cu care aș putea să vă întâmpin. Să da. Vedeți. De la primărie în sus, măi Mileanu, măi toate rămbile s-au stins, măi Mileanu, numai la mânduța mea, măi masă frumoasă, plină cu de toate și iată, cu Ionela vom găti astăzi, dragii mei. Bună ziua! Bine ați venit! Sunt multe ingrediente și din câte am văzut avem o găină mare acolo. Da. Începem cu o ciorbă. Facem o ciorbă ca la Măciuca, da? De pui. Da. O varză cu costiță, o tocăniță vânătorească de mistreț. Și... Atenție, deci din vânat. Mistreț care a fost ținut la rece până acum, da. Nu e vânat acum că nu e perioada, dar sigur va fi gustoasă și siguranță. Ne faci și un o plăcintă de dovlete, ca la Măciuca. Sigur. Da. Dovleci se găsesc peste tot pe aici, avem din ce să facem și sigur va ieși foarte gustoasă. Avem lângă o locație în care sunt ceaunele. Da. O să vedeți și locația aia. Ce facem cu... Prima dată punem puiul la fiert, bineînțeles. Da. Apoi curățăm leguma, o pregătim, o tocăm. Legumele, adică? Da. Adică legumele. Ceapă, multă ceapă. Multă ceapă, morcov, țelină, ardei. Se prăjește ceapa în prealabil, nu? Noi nu prea o prăjim, pentru că nu cade bine. Da. O dăm prefiert. Uh-huh. Și amestecăm ingredientele doar cu sare și piper, fără condimente. Cât mai natural. Cum se acrește ciorba la Măciuca? Cu borș. Cu borș? Da. Aveți borș făcut în casă? Avem. Avem sigur. Și făcut în casă, bineînțeles. Da. Iată încă un specific aici local. De obicei, în satele de pe Valea Dunării, ciorba se acrește cu zeamă de varză, în special cea de găină, aici cu borș. Da? Multe legume. Legumele nu se cântăresc, se pun cu poala, cum se spune. Da? Și la varză, nu vă mai spun, avem aici un... costiță. Da, o bucată de costiță pe care parcă am mâncat-o cu ochii așa, atâta de bine arată. O să le vedeți pe toate la timpul lor, dar eu zic să ne apucăm. Sigur, să tăiem da. Legumele, să le punem acolo și o să explicăm rând pe rând cum se face treaba. Sigur. Oh, whatever.
mare gloria lor, deșau fetele în gherare gloria lor. Până când se taie legumele acolo, gazda noastră ne-a oferit, iată, să gustăm o șunculiță lăsată în usturoi și un pic afumată. Urmăriți-mă! Senzațională! Sunt aici cu lăutarii. Bună? Foarte bună! Cu vin fiert de suflet! Alăturat, iată și Mirela, soția lui Costel Gaciu. Ne ajută aici cu tăierea legumelor, pentru că sunt foarte multe legume de tăiat. Într-adevăr, și multă mâncare de gătit. Nu, Ionela? Da, da. Imediat o să vă ducem la Ceaune, acolo, în zona de Ceaune. Într-un ceaun aici în căpător avem ciorba. Da. Am pus bucățile de găină. Să se fără fiarbă. Să se fiarbă. A ieșit, da, deja, iată, deasupra grăsimea. Grăsimea, da. Da. Când sunt ele fierte bine? Aproape. Aproape nu, bine, aproape. Cam 80%, da, da, așa. Da, da. Punem legumele. Legume cu poala. Sigur, da? Că da, da. E, și fierb în continuare și spre final punem roșiile. Da. Și o acrim. Dăm gust. O acrim. Da. Ce verdeață orșu punem, leuștean? Nu, pătrunjel. Pătrunjel, da, da. Suntem aici la Ceaunu cu varză. Varză, da, da. Am pus multe cepe. Multe cepe, multe, la, multe, călit, când la călit. Când se călește bine? Puțin, când nu, puțin. Își schimbă punem un pic culoarea. Exact, da, da, da. Ce punem? Leguma. Leguma? Leguma, morcov, ras și țelină. Mor... Și un pic ardei. Călim împreună și, da, cu țelina, da, da, și cu, da, morcovul? Nu. Până la final, că să adăugăm varza. Adăugăm varza, o vedeți aici, da, pe masă, iată, varză din belșug. Nu știu dacă intră toată în ceaunul ăla mic. Nu, da, intră toată, cât trebuie. Cât trebuie, exact. Noi să avem. Da, să avem, da, că, da, poate mai facem și o salată, cine știe. Da. Da? După care n-am zis de carne. Cum facem cu carnea? Cu costița. Cu costița o tăiem spre final. Spre final spre și o adăugăm. Final. Sigur că da. Ea e deja prefiartă, da, da, și, da, afumată. Da. Sigur că da. N-o mai frigem, adică... Nu, nu, că își pierde din... Din gust. Din gust, da, da, da. Lăsăm, se face ca o mâncare groasă. Ceva de genul, călită. Călită. Da. Roșiile când le punem? Tot spre final. Tot spre final. Da, da, da. Da, între timp, în casă undeva se taie bucățile de mistreț. Da. Și facem o tocăniță... Vânătorească, da. Vânătorească, în care se pun multe legume. Multe legume, la fel roșii, da, cu verdeață și adăugăm carnea de mistreț puțin prăjită. Da. Avem locul acolo. Pentru mămăligă. Pentru mămăligă. Da. Și tu o să ne arăți imediat sau când poți cum facem acea... Plăcintă de dovlete. Plăcintă, sigur, de dovlete, se spune aici. Da. O să mergem din nou la masa... de pregătiri, acolo să ne arăți. Da, sigur că. Aici, iată, ce credeți că e amenajat? Un foc de tabără, mă rog, sunt lemnele puse, după cum vedeți. Așteaptă doar să le dăm foc să se înalțe, dar asta, la lăsarea întunericului, să facem așa o vâlvătaie frumoasă în acest loc deosebit.
mai verde show, si picheteanu. Multă lume de aici din Măciuca spune că scutul antirachetă de la Deveselu ar fi trebuit amplasat chiar aici, pentru că este și numele comunei cumva care să sugereze lucrul ăsta, așa că era o idee. Cea mai bună plăcintă din această zonă este plăcinta de dovlete, cum se spune la Măciuca. Exact. Pentru care ne trebuie un dovleac plăcintar. Da. Da. Iată, îl curăță frumos Ionela. Făină. Făină. Zahăr. Zahăr. Și puțin scorțișoară. Scorțișoară. Da. Avem deja aluatul făcut. Da. Doar să-l întindem. Exact. Da. Dovletele se taie... Cuburi. Cuburi. Da, nu și... se dă prin răzătoare. Ba da, dar îl coacem prima dată, îl băgăm puțin la cuptor, da? Puțin îl coacem și apoi îl facem cu zahărul în oală. În oală, da. îl călim un pic cu zahărul, da? Da. Îl mistuim, da. Și punem și un pic de scorțișoară, da? Exact. Da. O să iasă, se face la cuptorul ăsta aici afară, da. Și clar o să mâncăm ceva bun spre final. Să sperăm. Noi avem încredere că... Sigur. Ai mai făcut rețeta asta de 1000 de ori. Da. Atenție, rețetele pe care le gătim astăzi, e clar că nu sunt făcute pentru prima oară. S-au făcut și răsfăcut de 10 de ori. Exact. Deci nu avem emoții că nu iasă bine. Dragi prieteni, Ștefan o să ne prezinte acum vinul de aici din zonă, de la Măciuca. Da. Vin care merge foarte bine cu ceea ce gătim noi, în special cu tocănița de vânat. Da. Ce avem? Este un Merlot din 2017. Procesul de vinificație a fost de 24 de luni, a fost ținut la maturat în butoaie de stejar. Zona Drăgășanului e foarte renumită atât pentru vinurile albi cât și pentru vinurile roșii. Procesul de culegere a bobului de strugure se face manual, bob cu bob, iar apoi prin fermentația marolactică se ține la fermentat minim 12 luni pentru a avea un buchet cât mai desăvârșit. Se ține în baricuri? Da, da. În baricuri, da, baricuri să se matureze. Îmi dai voie? Sigur că da. Vai, o aromă nemaipomenită și să vedem la gust. E perfect cu vânat. Mulțumim, Ștefan. Cu mare drag.
s-a încins atmosfera. Ionela de-abia mai rezistă aici în fum și lângă foc. Da? Dar ciorba, cât mai are Ionela ciorba? Mai are cam vreo 40 de minute. 40 de minute, pentru trebuie să fiarbă foarte bine carnea și legumele la fel. Acolo este tocănița de vânat. Ia uitați-o ce bine arată. Da. Ai pus și un pic de vin în tocăniță? Sigur că da. Da. Vin de care ați văzut mai devreme. Acolo se încinge apa pentru mămăligă. Ionela a pus și niște unt. Sau da, da, da. Unt. Ca mămăliga să fie mai onctoasă, să fie mai cu gust. Și acolo, ce să fie oare? Varza cu... Costiță. Cu o costiță. Aia cât mai are? Asta nu foarte mult. Nu foarte mult. Urmează să punem roșiile acolo și... Și e gata. Și e gata. Avem o turtă de malai aici. Da. Turtă de malai care se face și în zona Gorjului, dar și în partea asta de zona de Vâlcea. Da. O turtă făcută, iată, foarte dură, cu o coajă groasă, care se servește cu ce, Ionela? Cu varză. Cu varză, neapărat. Neapărat. Da. În Gorj se servește cu sarmale și cu pieptie. Dar astăzi avem de cu varză. Da. Da. Iată ce bine arată și o să o vă arăt și în secțiune, e una mai rece. Aici, făcută prima dată, iată cum arată. Și gustoasă de nu vă închipuiți. Așa, și plăcinta cu dovlete e gata. Hai să luăm o bucățică, să vedem cum arată în... Ia uite, cât de bine arată. E una dintre plăcintele mele preferate. Yeah.
De-abia așteptăm să ne înfruntăm din bucatele astea de pe masă. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Am gătit astăzi o ciorbă de găină ca la Măciuca. Am mai gătit o varză cu costița afumată. Am mai gătit, eu zic că e vedeta gătelurilor noastre de astăzi. Iată, o tocăniță de mistreț. Vânătoresc. Da, vânătoresc, mă rog, vânat. Și ce mai avem? Avem o plăcintă cu dovlete. Cu dovlete. Dragii noștri, ce să vă mai urăm? Poftă mare și pe ediția viitoare, de aici, de la Măciuca, numai bine!